Stimata adunarea Lui Dumnezeu, vă rog să rămâneți în picioare din respect pentru Evanghelia din care vreau să citesc în această seară, pentru onoarea Domnului și pentru învățătura noastră. O să citim împreună din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă zdarul acolo înaintea altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Caută de te de grab cu părâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărată spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Amin. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Stimată Biserica a Domnului Iisus, sunt foarte bucuros să vă pot saluta. Vă salut cu respect în numele Domnului. Îmi exprim din nou recunoștința pentru fratele Păstor, Moise Gaode, și pentru ceilalți Păstori care m-au invitat să petrec aceste zile frumoase cu dumneavoastră, să ne întâlnim în Casa Domnului, înaintea Domnului, și să fim binecuvântați de Domnul. Văd în sală cunoscuți, prieteni, oameni pe care îi respect, pe care îi iubesc în Hristos. Vă binecuvintesc pe toți, pe cei care vă știu, și pe cei care nu vă știu. În seara aceasta. Am fost impresionat de faptul că, în sfârșit, ați început să vă gândiți la dumneavoastră cu privire la proiectul construirii unei noi biserici. Spun lucrul acesta pentru că noi, la Chicago, uh, suntem aproximativ în aceeași situație, în sensul că trebuie să ne extindem, ne mai încăpând în locul pe care îl avem. În sanctuar mai încăpem, dar toate celelalte nevoi pe care le avem, copiii, parcarea, celelalte întâlniri de altfel, pur și simplu nu mai încăpem. Așa că ne-am gândit să cumpărăm proprietatea care este dincolo de gard. Din punctul unora de vedere, nu e timpul potrivit, dar pentru această categorie de oameni, timpul potrivit nu e niciodată. Ca unul care călătoresc mult într-o parte și în alta, am avut ocazia să merg des în România, și pentru locul acela, de-a lungul anilor, bisericile din America au investit foarte mult și bine au făcut, că este tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Ceea ce n-au făcut bine este faptul că s-au îngrijit de vecini mai mult decât de ei. Dacă nu călătoriți, dacă nu plecați de aici, pur și simplu v-ați obișnuit aici și vi se pare că e destul. Însă vreau să vă spun următorul lucru. Dacă o familie de două persoane împrumută de la banca aproximativ o jumătate de milion să-și cumpere o casă, două persoane, câteva sute de persoane nu sunt în stare să împrumute două, trei milioane de la bancă, cum se face că la două oameni nu le e teamă să împrumute o jumătate de milion pentru casa lor? Și la câteva sute de persoane le e teamă să împrumute 2-3 milioane pentru casa lui Dumnezeu. Cum se face că Dumnezeu are interesul să ne ajute pe noi să ne plătim morghiciul lunar și nu are interesul pentru casa lui să-și plătească morghiciul lunar? Cum se numește o familie care are mai mult interes pentru copiii vecinilor decât pentru propriilor copii? Știu că v-ați obișnuit cu ce aveți și ce aveți, este minunat, a fost destul. Dar trebuie să vă uitați la nevoile acestor copii, pentru că vreți sau nu vreți. Biserica dumneavoastră este în concurență cu bisericile americane din zona. Și tinerii din biserică sunt tentați de programele, de viziunea, de nevoile împlinite în aceste biserici și este ușor să spunem că ei merg acolo pentru că sunt răi sau merg acolo pentru că pastorii noștri nu predică ca aceea. Însă aș vrea să ne folosim experiența de viață și dacă ne-am făcut pentru noi niște case de care ne bucurăm și suntem satisfăcuți și ele împlinesc nevoile pe care le avem, atunci mă gândesc că Dumnezeu merită atâta lucru. Vă aduc aminte când David a avut o casă din lemn de cedru și când cei mai mari meșteri au făcut casa aceasta, la un moment dat l-a cercetat un gând. I-a fost rușine și a zis, eu un muritor, am o casă din cel mai scump lemn. Iar chivotul Domnului stă într-un cort făcut din piele de animal. I-a fost rușine. Și pur și simplu a făcut un plan care s-a transformat într-unul dintre marile monumente ale istoriei. În seara aceasta vreau să spun că trebuie să fii un astfel de om. Dumnezeu te-a ajutat să ai un acoperiș. Ți-a dat o pâine bună de mâncat și te-a binecuvântat împreună cu casa dumneavoastră. Gândește-te la casa lui Dumnezeu. Uite-te atunci când mergi într-un alt oraș, într-o altă biserică, la felul în care alții se organizează și la nevoile pe care alții și le împlinesc în locul unde ei se întâlnesc și gândiți-vă și la dumneavoastră. Pentru că este înțelept cine are două haine să-i dea și celui care nu are niciuna una dintre hainele pe care el le are. Mă rog lui Dumnezeu să aveți parte de unitate, să fiți plini de entuziasm, și să înțelegeți că ceea ce faceți, faceți în primul rând pentru Domnul Oștirilor și în al doilea rând pentru dumneavoastră, pentru copiii și pentru nepoții dumneavoastră până când se va întoarce Domnul. Iar această clădire pe care vreți să o construiți, va deveni și ea tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Având onoarea și responsabilitatea să spun în această seară cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să rostesc o predică pe care am intitulat-o iertarea sau complexitatea iertării. Spun complexitatea iertării despre faptul că iertarea mi se pare un lucru foarte complex. La cei aproximativ 50 de ani de viață pe care i am, și eu, ca și dumneavoastră, am fost de foarte multe ori uh, nedreptăți de oameni, iar alte ori eu i am nedreptățit pe alții. De multe ori am fost pus în situația să prime scuzele cuiva sau eu să adresez scuzele mele altora. Și lucrul acesta nu este ușor deloc. Dacă privim aspectul acesta superficial, atunci vom fi niște oameni superficiali. Dacă îl privim din perspectiva lui Dumnezeu, atunci vom înțelege că puritatea noastră, ca și copii ai lui Dumnezeu, se reflectă și în această componentă a complexității spirituale numită iertarea. Uneori oamenii ajung în conflict din diferite motive. Amărăciunea unor conflicte nerezolvate pot conduce la conflicte și mai mari. Aș vrea să vă aduc aminte de 2 Samuel, capitolul 13, versetul 22. Aici, unde cuvântul spune Absalom, n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască pentru că necinstise pe sora lui Tamar. Dacă David n-ar fi fost atât de preocupat cu performanța lui monarhică și s-ar fi uitat puțin în casa lui, Probabil că fica lui nu ar fi fost necinstită, probabil că cel care a necinstit-o fiul lui nu ar fi fost ucis, iar probabil că ucigașul nu ar fi sfârșit și el în mod rușinos, iar casa acestui împărat să fie sfârșiată de durere. Orice conflict nerezolvat nu se rezolvă singur. El trebuie rezolvat de oamenii implicați în el. Aș vrea să spun câteva lucruri și o să vă cer dumneavoastră cu experiența de viață pe care o aveți și cu cunoașterea Biblică și teologică a acestei problematici, să vă gândiți la lucrurile pe care am să le spun. Vreau să vorbesc în seara aceasta despre iertare și despre complexitatea acesteia în viața noastră și în relațiile noastre. Atunci când vorbim despre iertare, trebuie să avem un model. În toate lucrurile, noi avem modele. Întotdeauna când merg cu soția mea undeva, Acum mai rar, pentru că internetul este pur și simplu o bază de date nelimitată, nesfârșită. Dar întotdeauna când mergeam într-o altă familie, toți schimbau rețete de prăjituri și venea acasă cu o grămadă de hârtii cu rețete de prăjituri. Aveau nevoie de un model. Nu era suficient să mănânce o prăjitură bună și să spună las că o fac și eu acasă, spunea, dăm rețeta. Avea nevoie de rețetă, avea nevoie de un model, avea nevoie de, de, de toate substanțele alea și ingredientele care uh, alcătuiau prăjitura. Vreau să prezint modelul iertării divine, care este evident Dumnezeu. Oamenii sunt vinovați de păcat înaintea lui Dumnezeu. Scriptura ne spune în Roman 3 23, că toți oamenii au păcătuit, inclusiv eu, inclusiv dumneata. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de prezența slavei lui Dumnezeu. Sunt lăsați singuri. Consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Dacă treci pe roșu, primești chet. Dacă păcătuiești, primești chet. E și aceasta o neregulă a vieții, o încălcare a unei legi divine care va fi pedepsită. Niciunul dintre noi nu se miră dacă primește etichet pentru că trece pe culoarea roșului a semaforului. Dar democrația și pragmatismul și psihologismul american ne-a condus la ideea potrivit căreia Dumnezeu este prea rău dacă ne trimite niad, dar nu e normal să primim tichet pentru că trecem pe roșu la intersecția vieții? Ba da! Ei bine, consecința păcatului este moartea veșnică în Biblia ne spune că plata pentru păcat, amenda pentru păcat e moartea. Îmi veți spune că este mult sau puțin. Probabil este mult și dacă cineva ți-a permis să mai conduci mașina, driver license-ul, sau dacă cine, un polițist îți dă 2 300 de dolari amendă și aia este mult. Dar cel care reprezintă legea are dreptul să hotărască cât trebuie să fie amendat ca să te faci mai cu minte. Apoi Dumnezeu oferă oamenilor iertare prin Hristos. Dumnezeu nu-i judecă doar pe oameni, ci Dumnezeu s-a gândit la o soluție ca să-i scape pe oameni. Și Scriptura spune, după cum printr-o singură greșeală a venit o sânda care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii neprihănirea care dă viață. Dumnezeu este supărat pe oameni. Dumnezeu îi pedepsește pe oameni. Însă, Dumnezeu se gândește la o soluție ca să îi restaureze pe oameni, nu rămâne într-un veșnic conflict cu ei. Așa este tatăl și mama, când se supără, poate îl mai urechează pe copil, dar nu-l aruncă pe copil de acasă. Îl pedepsește în perspectiva restaurării lui, a corectării lui, dar până la urmă îl iartă. Dumnezeu iartă pe oameni prin Hristos, dacă cred în Dumnezeu. Dumnezeu iartă pe oamenii în Hristos dacă se pocăiesc de păcat. Observați că iertarea lui Dumnezeu este condiționată. Trebuie să te pocăiești, adică să spui, îmi pare rău de păcatul acesta de care sunt conștient și pe care mi-l asum, mi-este rușine de el, îl regret și apoi credința, cred în Hristos care a murit în locul meu și cred că El este în stare, are capacitatea să mă justifice în fața lui Dumnezeu care mă găsește vinovat. Apoi omul care este iertat primește recomandarea Domnului dute și să nu mai păcătuiești. Omul care este iertat nu trebuie să mai păcătuiască. Dumnezeu înțelege când omul păcătuiește accidental, însă Dumnezeu nu îi permite unui om să trăiască în păcat. Scriptura ne spune că omul iertat trebuie să ierte la rândul lui. Aduceți-vă aminte de pilda pe care o spune Domnul Isus. Cu doi oameni care erau foarte datori la stăpânul lor. Unul dintre, el avea o dat unul dintre ei avea o datorie imensă și Dumnezeu ne spune în Scriptură că stăpânul a iertat. Acesta ieșind bucuros dinaintea stăpânului, îl întâlnește pe colegul lui care avea o datorie la El. O datorie destul de mică și nu vrea să-l ierte. Și stăpânul se miră de omul acesta care tocmai beneficiind de iertare a stăpânului, nu e în stare să se poarte cu aceeași monedă față de tovarășul său. Ceea ce vreau să spun este că Dumnezeu după ce ne iartă, se așteaptă de la noi să iertăm pe oamenii care ne greșesc. Noi ne bucurăm de faptul că Dumnezeu ne iartă și putem dormi liniștiți. Nu mai simțim frustrarea și vinovăția păcatelor noastre. Dar oamenii care ne-au greșit și ei au nevoie să doarmă liniștiți. Motiv pentru care așteaptă să îi iertăm. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint în complexitatea acestui subiect este responsabilitatea iertării. Iertarea lui Dumnezeu pe care o primim ne obligă să iertăm la rândul nostru pe oamenii care ne greșesc. În ciuda acestei responsabilități, care este o poruncă, oamenii au dificultăți să ierte. De ce oamenii au dificultăți să ierte? Scriptura ne spune în Matei 18, versetul 35. Tot așa, și Tatăl meu care este în ceruri, vă va ierta dacă veți ierta fiecare din inimă pe fratele vostru. Sau, tot așa vă va face și Tatăl meu care este în ceruri, dacă nu veți ierta fiecare pe fratele său din inimă. Observați că Dumnezeu ne cere să iertăm pe oameni așa cum ne-a iertat El pe noi. Dumnezeu să dă exemplu și în acest aspect. El nu ne cere să facem ce nu știm. El nu ne cere să facem ce nu putem, el nu ne cere să facem ceea ce El nu s-a oferit exemplu pentru noi, ci pur și simplu El ne-a iertat și ne spune și tu să faci cu cei care ți-au greșit, cum am făcut eu cu tine care mi-ai greșit. Al treilea lucru pe care vreau să-l prezint, l-am numit piedici în calea iertării. De foarte multe ori, mai ales în poziția mea de păstor, am fost pus în situația să iert pe oamenii care, într-un fel sau altul, mi-au greșit conștient, voluntar sau inconștient și involuntar. Și aproape întotdeauna am avut dificultăți să iert, chiar dacă teoretic știu că trebuie să iert. A ierta nu-i deloc ușor. Mai ales atunci când ești ofensat la nivel emoțional, vrei să ierzi la nivel rațional. Rațional e ușor, teoretic e ușor să ierzi pe oameni, dar afectiv, sentimental, nu este deloc ușor, ca ai o rană în suflet. Cu mintea vrei să ierzi, dar sentimentele nu-ți permit, Îngreuiază intenția de a ierta pe oameni. Haideți să vorbim puțin despre câteva piedici în calea iertării. Prima dintre ele, vinovatul nu-și cere iertare. De obicei, oamenii răi îți greșesc ușor. Și tot de obicei, ei sunt atât de mândri și de răi să nu-ți ceară iertare. Și spui, dacă mi-ar cere iertare, l-aș ierta. Dar pentru că nu-mi cer iertare, nu vrea să se smerească și să recunoască că mi-a greșit, nu pot să-l iert. Vreau să vă întreb, pentru toate păcatele care le-ați făcut în viață, v-ați cerut iertare de la Dumnezeu? De păcatele de care nu v-ați cerut iertare, credeți că sunteți iertați? Dar dacă nu v-ați cerut iertare, ce motiv aveți să credeți că Dumnezeu v-a iertat? Dumnezeu iartă și păcatele pe care omul nu și le mărturisește? Și cele pe care omul nu le părăsește? Aceste întrebări par simple, dar ele nu sunt simple. O piedică în calea iertării este următoarea. Nu a venit să spună sorii, nici măcar atât. Dar vreau să te întreb dacă nu vine până când te cheamă domnul acasă și încă 20-50 de ani de aici înainte o să trăiești fără să dormi noaptea? O să trăiești frustrat, să nu te poți împărtăși, să nu mai poți să predi, să nu te poți ruga, să nu te bucuri de viață? Să te trezești tot timpul pe la 2-3 dimineața și să te învârți așa ca un șurub în pat? Pentru că de cele mai multe ori cel care te-a supărat doarme buștean, iar Dumneata nu poți să dormi. Pentru că te simți lovit, te simți înșelat, te simți nedreptățit și te mir că trece pe lângă Dumneata, se uită în altă parte zâmbind și nu spune sorii. Găsește o soluție la treaba asta. Că altfel, singur îți chinuiești viața. Apoi, lipsa de spiritualitate a celui nedreptățit. Uneori, cineva este supărat, dar este prea firesc ca să acorde iertare celui care l-a nedreptățit. Sunt persoane care nu pot ierta. Capacitatea de a ierta dovedește calitatea vieții spirituale. Un om duhovnicesc are puterea să ierte ce alții nu pot ierta și are puterea să iubească ceea ce alții nu pot iubi. Când un om e firesc să nu te aștepți să te ierte, el nu te va ierta nu neapărat pentru că nu vrea, ci pentru că nu poate. Trebuie să ai resurse ca să oferi iertare. Trebuie să ai bani ca să-i dai cuiva bani. Nu-i ușor să ierzi deloc. A ierta nu dovedește competență firească, ci spirituală. Iar dacă omul nu-i spiritual, nu poate să ierte și nici nu vrea, pentru că el gândește firește. Apoi, persoana nedreptățită nu a făcut niciodată aceeași greșeală. Dacă cineva îngreșește într-un fel în care și eu am greșit altuia, aproape că îl înțeleg că am trecut pe acolo. Dar dacă cineva îngreșește într-o manieră în care eu nu am greșit altuia, spun nu pot să înțeleg. Eu înțeleg ușor ce am greșit și eu, dar nu pot să înțeleg ce n-am greșit eu. Lipsa meritului celui vinovat nu merită, spunem noi. Însă trebuie să acceptăm faptul că iertarea e un dar, nu este răspunsul la un merit. Noi nu am meritat ca să fim iertați de Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a iertat. Atunci când vrem să iertăm, să știm că iertarea este un cadou pe care îl dăm cuiva, și asta dovedește generozitatea noastră, nu meritul lui. De cele mai multe ori, omul pe care îl ierzi nu va merita. Și dacă te uiți după meritele lui, nu îl vei ierta niciodată și vei rămâne chinuit. Dar acceptă că atunci când ierzi pe cineva, ierzi pentru că ești un om care îl urmezi pe Hristos care iartă, ești un om generos, ești un om care eliberezi, ești un eliberator de sclavi, așa cum dumneata însuți sau însăți ai fost eliberată din sclavia păcatului de Domnul care a fost bun. Dacă ai fi meritat iertarea lui Dumnezeu, n-ai fi fost iertat niciodată. Durerea provocată de faptul care a produs vinovăția. Uneori suntem supărați de lucruri peste care nu putem să trecem. Dacă cineva mă lovește pe mine, nu-i mare lucru, mai ales dacă vine și spune, știi ce? Iartă, m-am avut un moment de slăbiciune. Bărbații funcționează logic, femeile funcționează mai mult sentimental. Lucru care e puțin mai complicat în, din punctul acesta de vedere. Dar la bărbați, dacă le oferi o justificare logică, un răspuns logic, o explicație logică, pentru ei este ok. Spune, gata, men, am înțeles, du-te, fii binecuvântat. Însă sunt situații în care durerea e prea mare. Dacă cineva îți lovește soția sau copilul, nu mai poți ierta la fel de ușor. Nu are importanță cât de tare te doare, ci important este că orice durere trebuie acoperită cu iertare. Nu te gândi dacă e mare sau mică. Gândește că trebuie să faci un cadou. Gândește că trebuie să te comporți ca Dumnezeu. Vii de vreo 20-30 de ani la adunare. Te întreb, câți ani mai vrei să vii la adunare ca să te comporți asemenea Domnului despre care asculți predici de 2, 3, 4, 5 ori pe săptămână? Încă un lucru care este o piedică. Dacă cineva se întâmplă să-ți greșească într-un fel și lierți, și, ca un paradox, în același fel se întâmplă să repete greșeala față de dumneata, spui, băi, dar lasă-mă în pace că ești prea de tot. Înțeleg o dată, dar nu pot să înțeleg a doua oară. Trebuie să acceptăm că oamenii pot greși de mai multe ori în același fel. Iar dacă e vorba de membrii familiei, atunci nu este de mirare că se repetă greșeala. O ultimă piedică pe care vreau să o prezint este absența unui prieten care să te încurajeze să ierți și prezența unuia care te încurajeze să urești. Dacă ești înconjurat de oameni de caracter, oameni care te inspiră, te ajută, el îți va spune următorul lucru, ascultă-mă, iartă-l, fii copilul Domnului, dă-i drumul, chiar dacă ți-e greu, o să mă rog pentru tine să reușești. Dar dacă umbli înconjurat de oameni de nimic, știi ce, știi ce îți vor spune? Nu fi mă, nu te lăsa, nu-l ierta, Asta însă să se învețe minte că peste tot se laudă cu nu știu ce. Și te va încuraja să nu-l ierți. Și oamenii sunt ființe influențabile. Îți recomand să te înconjori cu oameni de caracter. Cu oameni care îți sugerează să trăiești ca și Hristos, nu ca și ei. Un alt lucru pe care vreau să-l prezint sunt consecințele neiertării. Ce se întâmplă cu o persoană care nu iartă? nu cu o persoană care nu primește iertarea, ci cu o persoană care nu iartă. Imaginați-vă că cineva v-a supărat și el pleacă acasă și dumneavoastră sunteți un om rănit. Omul vine și spune iartă-mă și strece prin minte următorul lucru. Ăsta îmi spune doar de pe buze. Acum nu te supăra că sunt așa puțin mai îndrăzneț. Cu ce aparat ai măsurat că ți-a spus de pe buze sau din inimă? Cam și eu nevoie de unul. Cu ce aparat măsori? Nu cumva îți place să crezi că de pe buze a spus și știi de ce spui asta de cele mai multe ori? Ca să ai un motiv să nu-l ierți. Te-am prins, nu? De ce faci asta? De ce ți-asum că omul îți cere iertare de pe buze? De unde știi? Nu ți se pare că te dai un pic cam... De ce nu ți-asum că omul a spus-o din inimă? Dumneata, când îți cere iertare, dacă omul ar veni și-a spune du-te de aici că spui de pe buze, nu te-ai simțit ofensat, el te-ar întreba, omule, dar tu-mi vezi inima? De unde știi tu că am spus de pe buze? Ascultați-mă, când cineva spune iartă-mă, nu mai are nicio importanță dacă spune din inimă sau de pe buze, că oricum nu putem ști de unde a spus. Biblia spune că dacă fratele tău îți cere iertare, iartă-l. Nu spune că măsoară iertarea și dacă vine din inimă, iartă-l, iar dacă vine de pe buze, nu. Astea sunt justificările noastre ca să nu iertăm, că așa ne place nouă să stoarcem ca pe lămâie orice picătură de suferință din inima muritorilor. Atunci când vorbim despre consecințele neiertării, trebuie să spunem următorul lucru. Neiertarea provoacă întristare. Multă întristare. Biblia ne spune când a văzut tovară și lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și au mers să spună stăpânului cele întâmplate. Au fost niște oameni martori la dialogul celor doi. Iese cel iertat din fața stăpânului care l-a iertat, se întâlnește cu tovarășul și lui, Tovarășul lui cer iertare și el nu vrea să-l ierte. Și atunci cei care au asistat la dialog se miră ce inimă rea are acest om care tocmai a fost iertat, iar el nu vrea să ierte. Și Biblia ne spune, ei s-au întristat foarte tare, ascultă-mă. Toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să ierți. Toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să pui bani la construcție. Toată adunarea se întristează că vii rar la biserică când ar trebui să vii dimineața și seara, că așa vin copiii Domnului. Dacă ai mânca la fel de neregulat cum vii la adunare, te-ai fi prăpădit de mult. Nu te supăra că îți vorbesc așa, eu nu-ți vorbesc ca să te jignesc, dar mă gândesc că ai venit aici cu intenția să te pocăiești și să te corectezi. Dacă crezi în Dumnezeu și dacă Dumnezeu este ceea ce crezi, atunci gândește-te că El merită toată onoarea, toată cinstea și toată slava. Și dacă tot îți propui să te pocăiești, de ce nu vrei să faci performanță din pocăința aceasta? Dacă crezi că fiecare om trebuie să aibă o familie și o biserică locală, de ce nu accepti faptul că în biserica aceasta locală trebuie să te așezi sub autoritatea ei? Și trebuie să fii un membru serios. Nu dorești ca membrii familiei dumitale să fie oameni serioși. Ei bine, la fel Biserica aceasta se așteaptă, toți componenții ei, numiți membrii Bisericii, să fie oameni serioși. Prezenți la biserică, punctual la biserică, dar nici pentru biserică. Noi credem în Dumnezeu. Noi nu dăm bani lui Moise Gaode. Noi nu dăm bani lui Samu și sau lui Relu. Noi dăm bani Domnului. Noi pentru Dumnezeu dăm bani. Dacă n-ar exista Dumnezeu, nici nu l-aș fi cunoscut pe pastorul Gaode. Și n-ar fi fost fratele meu. Întotdeauna când gândim firește, ne permitem să facem o grămadă de prostii. Întotdeauna când gândim duhovnicește, ne schimbăm viața nu pentru oameni, ci pentru stăpân care ne vede și ne va răsplăti într-o zi. Apoi, neertarea provoacă mânie. Biblia ne spune că stăpânul s-a mâniat. L-a chemat și a spus, ești terminat, luați-l și aruncați-l afară unde există plâns. Apoi, neertarea atrage pedeapsa divină. Neertarea strică relația spirituală cu Dumnezeu. Scriptura ne spune, dacă-ți aduci darul la altar, și acolo ți aduce aminte nu că tu ai ceva împotriva fratelui tău, tu nu ai nimic împotriva fratelui tău, fratele tău are ceva împotriva ta, nu-ți mai poți aduce dar. nu ți-l poți aduce. Eu știu că pe noi nu prea ne interesează de frații noștri o dată Și avem tot felul de justificări, dar nu uitați, peste scriptura aceasta nu poate trece nimeni nepedepsit. La semafor câteodată mai trecem pe roșu și nu ne vede nimeni. Dar când trecem peste această evanghelie, îngerii lui Dumnezeu ne văd. Scriptura spune următorul lucru. Dacă ți-aduci darul la altar și acolo devii conștient că fratele tău are ceva împotriva ta, oprește-te, nu te poți închina. Lasă-ți darul acolo. Imaginați-vă, vă rog, Israelul. De trei ori pe an, bărbații din Israel erau chemați să meargă la Ierusalim. Unii veneau pe jos sau cu una, călare pe un animal, măgar, cămilă sau altceva și făceau câteva zile pe drum și mergeau la templu. Imaginați-vă că faci câteva zile pe drum, te duci la altar, cumperi un miel, vrei să-l aduci ca jertfă și acolo ți aduce aminte că un vecin de al tău are ceva împotriva ta. Lasă-ți darul acolo. Și du-te înapoi două, trei zile pe drum, spune vecinului, am uitat, m-am dus la templu și am uitat că ai ceva împotriva mea. Am venit să-mi cer iertare, te rog, eliberează-mă că mă, trebuie să mă întorc la templu să-mi aduc mielul la altar. Și încă faci două, trei zile pe drum, te duci la templu și acum, liber în conștiință, îi dai mielul preotului și îți poți aduce darul la altar. Te-ai gândit vreodată la, la, la acest exemplu pe care îl spune Hristos? Două, trei zile dus, două, trei zile întors, două, trei zile dus, două, trei zile întors. Pentru ce? Pentru cineva care are ceva împotriva ta. Atenție aici! S-ar putea cineva să aibă împotriva mea ca am cravată. Uneori am întâlnit oameni care au ceva împotriva mea ca am cravată. Alții ca amac la cravată, alții ce Oamenii sunt diferiți, să nu spun altfel. Ei, dar uitați că Biblia dă niște exemple ca să nu devenim robi ai oamenilor și uitați ce fel de ceva împotriva ta. Aici se reveră la niște evidențe clare. Cineva mi-a spus odată, sunt supărat pe tine și l-am întrebat de ce frate, Spunem ca să-mi cer iertare. Și mi-a zis, când m-am întâlnit cu tine, te-ai uitat urât la mine. Mă, da, ce apară ai tu de, de măsurat urâtul din privirea mea, mă? Nu cumva inima ta care are ceva împotriva mea a califica privirea mea ca fiind urâtă față de tine? Eu m-am uitat la tine într-un singur fel, știu să mă uit. Eu nu știu să mă uit urât frumos, mă uit ca la. Mă uit, cum mă uit? Cum vine asta, m-am uitat urât? Ce înțelegi tu? Cum poți măsura? E asta o probă în instanță? Nu. Uitați că Isus nu vorbește despre subiectivisme și îmbârligănisme, iertați-mi expresia, jargonul de genul ăsta. Uitați ce spune Hristos. Dacă îi spui fratelui tău prostule, asta e măsurabilă, e o dovadă palpabilă, nu veni la mine că știi ce frate, ai stat lângă mine și nu te -ai, ai stat cu spatele. Păi a trebuit să mă uit încolo. Hristos spune niște exemple concrete, măsurabile, cuanti cântăribile. Spune, i-ai zis prostule, i-ai zis nebunule, nu vorbește despre, păi știi ce, am ceva împotriva lui că poartă cravată, dar cine ești dumneata să-i spui fratelui că de ce are sau de ce nu are cravată? Nu vorbește Biblia despre încredințări dincolo de principii? Nu spune Biblia că dacă introduci ceva în Biblie e gata? Al lucru pe care vreau să-l spun frații mei, este ce nu este iertarea. Pentru cei mai mulți oameni, iertarea nu pare un lucru spiritual. Pare o problemă personală, dar iertarea este un lucru spiritual. Priviți, vă rog, ce nu este iertarea. Iertarea nu este acceptarea faptei care te-a deranjat. Dacă îl ierzi pe omul care ți-a greșit, asta nu înseamnă că ceea ce a făcut el nu este grav. Ceea ce a făcut el este grav, că de aceea te-ai supărat pe el. Dar nu poți face decât să-l ierți. Hristos i-a spus femeii care a greșit, du-te și să nu mai păcătuiești. Era grav ce a făcut ea? Era. Hristos a fost de acord cu curvia ei când a iertat-o? Oh, nu! Oh, nu! Dar asta nu înseamnă că dacă ești împotriva la o faptă urâtă pe care cineva o face și ești supărat, asta nu înseamnă că nu-l ca să nu creadă că ești de acord cu ceea ce a făcut el. Încă ceva, iertarea nu este încurajarea faptei care a produs vinovăția. Uneori sunt părinți care spun, nu îl iert că dacă îl iert, crede că nu e vinovat pentru ce a făcut. Dacă Dumnezeu ne-ar teroriza pe noi în felul ăsta, ne-am pierde mințile. Noi când spunem, Doamne, iartă-mă numele lui Isus că îmi pare rău și îți promit că nu mai fac cu ajutorul tău să mă țin departe de treaba asta, Dumnezeu ne iartă. Nu spune, lasă că îl schinui așa vreo două, trei săptămâni până când nici nu mai știe dacă l-am iertat sau nu l-am iertat. Sunt mulți oameni care nici nu mai știu că sunt mântuiți. În ciuda faptului că Biblia ne spune că dacă noi ne mărturisim păcatul, pentru Dumnezeu e suficient ca să ne ierte datorită caracterului lui. De ce? Biblia spune, Dumnezeu este drept și Dumnezeu este credincios. Dumnezeu nu se joacă cu sentimentele noastre. Dumnezeu nu ne dă lecții de genul ăsta de manipulare. Când noi ne-am mărturisit, Dumnezeu ne-a iertat. Așa ar trebui să fim noi cu oamenii, să avem caracter. Dacă omul vine și spune iartă-mă, indiferent de ce simți, spune frate, te iert, numai să știi că ești foarte rănit și o vreme o să am nevoie să mă restaurez emoțional, dar să știi că te-am iertat. Hai să luăm un exemplu din familie. În familie e cel mai greu să ierți pentru că ne-am ne obișnuit. Eu sunt de 30 de ani cu Carmen și ne mirosim unul pe altul aproape că nu mai e nevoie să mai vorbim mult. Doar, doar ne vorbim prin mirosuri. Înțelegeți ce vreau să spun să nu, mă înțelege, să nu înțelegeți altceva. Ei bine, uneori dacă eu o supăr sau ea mă supără, se mai întâmplă câteodată, dacă merg, vine și îmi spune iartă-mă, vreau să o iert, dar am aici indignare. Cum după 30 de ani, chestia asta mi se pare ciudat? Și îi spun, ca să nu mă înțeleagă greșit, îi spun, apreciez că ai avut puterea să-ți ceri iertare, te iert, dar numai să știi că sunt foarte rănit în interior și nu o să pot așa întoarce butonul. Am nevoie de puțin timp ca să mă liniștesc. Dăm timpul ăsta, dar să știi că am încheiat, apreciez. E liber, ești liber, e ok. Ei, e normal să-i spun asta, că dacă nu-i spun lucrul ăsta, iar ea mai vede pe fața mea cum se stinge supărarea, dar sigur că s-ar putea să ia o oră, două, dacă e mai adâncă ia trei, dar oricum, până la, până la sfințit, zice Scriptura. Și dacă nu știe treaba asta, ea o să creadă că n-am iertat-o. Și dacă ea crede că n-am iertat-o, să gândește, degeaba m-am umilit, degeaba am venit să-mi cer iertare, că la el, orică mi cer, orică nu-mi cer, tot aia e. Și atunci nu mai apreciază și nu mai folosește iertarea, că oricum nu-și atinge scopul. Când noi venim la Dumnezeu și spunem cuvântul magic, Doamne iartă-mă, îmi pare rău, fie milă de mine, adică mă umilesc, mă pocăiesc, îmi pare rău, recunosc că vinovat, atunci Dumnezeu ne iartă. Și noi trebuie să fim la fel. Noi nu suntem din sticlă, oamenii nu văd din interiorul nostru. Trebuie neapărat să le spunem ce se întâmplă, ca ei să știe, că altfel sunt așteptări neînșelate. El spune iartă-mă, nu vede pe fața noastră strălucirea că nu apare la buton. Și atunci sunt descurajat să-și mai ceară iertare, că oricum nu i-am iertat când-și au cerut iertare. Ba da, i-am iertat, logic i -i iertăm, dar emoțional nu putem să întoarcem butonul. E nevoie de un pic de timp ca să ni se schimbe mimica feței. Iertarea nu este scuzare. Iertarea nu este manipulare. Iertarea nu este grațiere. Permiteți-mi să vă spun ceva. Atunci când noi iertăm pe cineva care ne-a greșit, asta nu înseamnă că Dumnezeu s-ar putea să nu-l pedepsească. Aș putea să vă spun multe întâmplări în care cineva a făcut un lucru foarte grav față de om, un om al lui Dumnezeu, el și-a cerut iertare față de omul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu l-a iertat, dar Dumnezeu l-a pedepsit pe omul ăla. Faptul că noi acordăm iertare unui om, aceasta nu ia stăpânului dreptul ca să corecteze lucrurile. Dacă ești un tată și ai doi băieți și unul este mai de treabă, altul este altfel și prea des ăla altfel îl ofensează pe cel de treabă, la un moment dat, nu-i așa că intervii între ei și faci judecată, chiar dacă ei s-au împăcat, dar te duci și faci judecată pentru că celălalt a întrecut măsura. E corect? Ei, la fel procedează Dumnezeu când doi copii ai lui din adunare, chiar dacă se împacă, dacă unul dintre ei a întrecut măsura prea mult, Dumnezeu își Păstrează dreptul de a interveni și de a corecta pe cineva în situația în care a întrecut măsura. Lucrul acesta este privilegiul lui Dumnezeu. Iertarea nu este un simțământ. Aici, permiteți-mi să vă spun următorul lucru. Noi, oamenii, avem impresia că a ierta înseamnă a uita. Știu că mulți dintre dumneavoastră nu o să fiți de acord cu mine, dar nu mi-am propus să predic ceea ce sunteți dumneavoastră de acord sau nu. Nu luați aceasta ca pe o ofensă, dar nu cred că este un criteriu pentru un predicator. Mulți oameni cred că a ierta înseamnă a uita. Ba chiar unii predicatori vin și spun, așa, mai ironic puțin, te iert, dar nu te uit. Fraților, ascultați-mă. Vorbesc acum despre oameni normal ca noi. Noi, știți dumneavoastră ce ține un om minte? Încercați să vă încordați atenția ca să înțelegeți ce spun, că e cel mai important din tot ce spun în seara asta. Puteți să-mi explicați dumneavoastră ce ține un om minte din mulțimea întâmplărilor într-o viață? Ce ai mâncat acum o săptămână jumată? Acum așa de puțin este ce ai mâncat? Așa de puțin important este ce ai mâncat de nu mai ții minte? Ai îmbătrânit? De ce ai uitat? De ce ține minte lucruri de acum 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani? unele dintre ele, iar lucruri de acum două, trei zile nu le mai ține minte. Întrebarea mea e următoarea. Ce anume ținem noi minte și ce anume nu ținem minte? Ascultați răspunsul meu. Oamenii țin minte în viață un eveniment care se suprapune cu emoție. Nunta nu o să uiți niciodată când ai avut emoție. Când te-a lovit mașina aceea și te-ai speriat de moarte, nu o să uiți niciodată momentul ăla când ai fost bolnav la spital și ți-a spus doctorul că ai cancer, frica aia, groaza aia, aia a fost ca un cui care a bătut evenimentul ăla în memoria dumitale și peste 50 de ani o să-ți aduce aminte. O să-ți aduce aminte orice eveniment care a fost, pe, care a fost pe fondul unei emoții foarte puternice, emoție de frică sau emoție de bucurie. Toate momentele acestea, când un eveniment se suprapune, adică se săvârșește pe un fond emoțional, nu le mai uiți niciodată. Când eram copil, așa ca această mică domnișoară, m-a mușcat un câine de obraz. De atunci până astăzi, nu-mi plac câinii. Au trecut 45 de ani de atunci, dar nu-mi plac câinii. Nu o să uit era câinele prietenului meu. Amândoi eram întinși pe iarbă pe terenul de fotbal. Și câinele, era câinele cu care ne jucam de mult timp împreună. Era prietenul meu. Și stăteam amândoi așa și vorbeam cu barba în cot pe iarbă și câinele lângă noi. Și dintr-o dată, nu știu, animal sigur, nu știu ce i s-a părut, că pur și simplu a sărit la mine și m-a apucat de obraz. Nu o să pot uita niciodată senzația aceea, sentimentul acela. Pentru că m-am îngrozit un eveniment suprapus cu emoție. Însă nu mai țin minte milioane de imagini pe care le-am văzut în viața mea, care au fost doar evenimente. Dar fiind liniști, nici frică, nici bucurie maximă, nu le-am ținut minte. Fraților, când cineva ne supără, este o emoție la mijloc. Dumneavoastră vă așteptați ca eu să uit când cineva m-a supărat? Păi, înseamnă că credeți despre mine că mi-am cam pierdut memoria. Cum, vă, cum credem noi că a ierta înseamnă a uita? Ascultați-mă, când iertăm nu uităm. Eu nu pot să uit că întâlnindu-mă cu dumneata mi-ai zis un lucru urât. Cum te aștepți ca să uit? Păi crezi că nu mai sunt în toate facultățile? Noi trebuie să iertăm ca un act de voință. Noi hotărâm să, uit, să iertăm, dar nu n avem cum să uităm. În, în, memoria noastră rămâne evenimentul. Dacă cineva ne întreabă, mai ții minte de ce ți-a făcut ăla, să-i spui, nu mai țin Domnule minte. Și noi credem că asta e iertare de plină. Fraților, noi nu putem să uităm ce ni se întâmplă în viață. Credeți că eu peste o jumătate de an o să uit că am fost la Sacramento? Păi dar cum să uit? Sunt un om normal? sunt întreg la cap, n-am cum să uit că am fost la sacramento. Noi exagerăm cu iertarea și ni se pare că a ierta înseamnă a uita. Noi ținem minte ce ni s-a întâmplat în viață, mai ales lucrurile care ne-au durut, care ne-au ofensat. Noi trebuie să iertăm, nu ținând cont de sentimentele noastre, că emoțional niciodată nu vei simți să ierți. Emoțional, Niciodată nu vei simți de, să ierzi, dar nu gândi cu inima, că oamenii înțelepți gândesc cu mintea. Inima nu e să gândești cu ea. Oamenii trebuie să gândească cu mintea. De aceea nu-ți folosi sentimentele când te gândești dacă ieri sau nu. Că la nivel sentimental ești foarte bulversat, ești foarte indignat, ești foarte frustrat. Și dacă ții cont de emoție, emoția se numește în îndrăgostire pasiune. Așa se nenorocesc multe fete, confundând emoția asta, pasiunea, cu dragostea. Dragostea e un principiu, e o alegere. Pasiunea e un sentiment. A venit și a plecat. Păi pot eu să iert în funcție de sentimentele mele? Păi dacă e după sentimentele mele, el strâng de gât. Dar Biblia ne spune cum își va ține tânărul curată cărarea îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu spune cum te-am iertat eu pe tine, iartă-l și tu pe fratele tău. Iartă soția, iartă copilul, iartă părintele, trăiește în iertare, dar nu simt, dar tu nu trebuie să faci ce simți, că noi nu suntem simțitori, noi suntem credincioși, noi trebuie să credem cuvântul care ne poruncește să iertăm. Fraților, nu iertați în funcție de ce simțiți, Iertați în funcție de porunca lui Dumnezeu care spune să iertați. Iar dacă nu simțiți să iertați, treceți peste ce simțiți și iertați din mintea care conține cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta vom fi niște oameni care ne vom obișnui să iertăm, fără să ținem cont de simțămintele noastre. Fraților, simțămintele noastre, zona noastră afectivă, să știți că este ca vântul astăzi te trezești că îți place de cineva și la urmă nu mai poți să-l suporți. Vrei să-mi răspundeți de ce divorțează cineva după două, trei luni? De dragul, marea lui dragoste sau marea ei dragoste? Cum vine asta? Dintre toate fetele lumii, ți alegi una și te căsătorești cu ea și după două, trei luni nu vă mai potriviți la caracter. Auzi vorba. Păi cum când ai făcut nunta, te-ai potrivit la caracter și acum nu te mai potrivești? Câtă încredere poți să ai în sentimente? Astăzi spui ce băiat de treabă și mâine îi spui săturat de el. Ai avut vreodată un prieten care te-a înșelat și acum nu mai vrea să te vadă? Cum s-a întâmplat cu prietenia aia dulce, că ați mâncat de 200 de ori împreună? Și acum, nici la Revelion nu vă mai spuneți Happy New Year. Nu putem să ne bazăm pe sentimentele noastre. Nu vă bazați pe sentimente niciodată. Ele sunt foarte flexibile, foarte subiective. Bazați-vă pe judecata sănătoasă. Rațiunea e întotdeauna aceeași. Este principială. Unu plus unu fac doi, ori vara, ori iarna. E logic. Dar ce simți dumneata e foarte subiectiv. Nu ți s-a întâmplat să fii cu cineva în avion și acel cineva să spună, simt că e foarte cald și se dezbrac. Iar dumitale, adică scoate haina, dumitale nu se e cald. Păi acum te întreb, care are dreptate? Simțămintele noastre, nu te poți încrede în ele. Ce este iertarea? Iertarea este o alegere voluntară. Dacă nu alegi, nu ierți. Trebuie să-ți impui să ierți. Ți s-a întâmplat să te duci acasă de la serviciu și să fii foarte obosit și în seara e adunare? Nu e așa că dacă te încordezi, te duci la adunare, iar dacă îi spui minții, mm, poți și să nu mă duc în seara asta, că nici alții nu vin joia sau miercurea. Și nu te duci. Un pic dacă îi dai de înțeles minții că se poate fără, ea imediat iubește confortul. Nu e așa că poți să vii, chiar dacă ești obosit. De câte ori n-ai venit obosit la biserică? Iar dacă ții cont de faptul că nu ești obosit, atunci ce om e ăla care nu e obosit seara? Permiteți-mi să fac o paranteză. Nu ne-a intrat în cap că noi suntem obosiți că muncim. Ascultați-mă, nu suntem obosiți că muncim. Vă propun un experiment. Stați dumneavoastră pe scaun o zi întreagă. Eu vă dau să mâncați, eu vă aduc apă, eu vă încalți, eu vă descalți, eu fac totul. Nu mișcați un deget. Și veți constata că seara sunteți rupt de oboseală, vă culcați și dormiți 8 ore. Și eu spun nu dormi că n ai fost la lucru. Oamenii lui Dumnezeu, noi nu suntem obosiți seara ca am muncit. Noi suntem obosiți seara pentru că ne consumăm energia existând. Nu muncind. Te duci în vacanță, nu dormi noaptea? Nu ești obosit seara? Dar de ce ești obosit? Că toată ziua stai la soare. Iertarea este necondiționată. Să nu mai condiționezi iertarea niciodată și mai ales cu tovarășul de viață. Te iert dacă. Asta se numește manipulare. Dacă Dumnezeu ne-ar spune te iert dacă, cum ar fi? Fraților, noi trebuie să ne disciplinăm. Nu trebuie să spunem că așa suntem noi, că dacă noi suntem răi, trebuie să ne schimbăm. Iertarea este morală și este sinceră. Iertarea este necesară. Iertarea este liberă, nu se impune. Nu poți obliga pe nimeni să te ierte. Sunt persoane care poate chiar acum se gândesc la următorul lucru. Frate Luigi, cineva ai supăra pe mine. M-am dus și mi-am cerut iertare. Și nu vrea să mă ierte. Și de jumătate de an nu pot să iau cina că nu vrea să mă ierte. ascultă mă dragul meu. Trebuie să gândești cu mintea. Uite cum. Ceea ce poți face, Ceea ce poți controla dumneata ca om este să te duci și să-i spui, omule, regret că te-am supărat. Crede-mă că îmi pare rău, nu mai pot să dau timp înapoi, dar tot ceea ce pot este să spun că mă simt vinovat și te rog frumos să mă ierți. În clipa aceasta, că te iartă sau că nu te iartă, ești liber. Nu poți să spui liniștea dumitale în mâna unui om care se joacă de a uite alba nu e neagră. Dacă el nu vrea să te ierte, asta nu înseamnă că restul vieții devii frustrat și că ești robul lui. Scriptura ne spune că dacă te duci și ceri iertare, poți să te întorci și să-ți aduci darul la altar. În momentul în care îți ceri iertare, ești liber de vinovăția pe care o ai față de fratele. Iertarea nu este sinonimă cu împăcarea. Permiteți-mi să introduc un element complicat. Iertarea nu înseamnă împăcare. De dimineață vă spuneam ceva despre un punct care sunt eu sau ești dumneata, în jurul punctului e un cerc care e familia restrânsă, în jurul cercului mic e un cerc mai mare, astea se numesc cercuri concentrice, adică cercuri în cercuri. Cercul mai mare este familia extinsă, cercul și mai mare sunt prietenii, cercul și mai mare sunt vecinii, cercul și mai mare sunt frații de la biserică, cercul și mai mare sunt colegii, cercul și mai mare sunt cunoscuții. Care e diferența între aceste cercuri față de punct? Nivelul de relație. Toți au relație cu punctul, dar e diferită intensitatea. Cu unii vorbești în fiecare zi, cu cine vorbești în fiecare zi? Cu familia restrânsă. Dar cu familia extinsă. Nu vorbești în fiecare zi, vorbești odată la săptămână cu un verișor, o dată la lună, o dată la an. Nu poți să vorbești cu soția o dată la an. Soția e în alt cerc. Soția e în primul cerc. E înconjoară punctul. Dar cum fost coleg dar cum fost coleg de armată? O dată la 2-3-5 ani. Iată dar cum se exprimă în mod diferit relația. Ei, când noi iertăm pe cineva, noi nu suntem obligați să-l ținem la fel de aproape de noi ca și înainte. Pentru că dacă odată și a dovedit lipsa de caracter și l-am iertat și l-am ținut tot în cercul ăla și dacă a doua oară din nou ne-a înșelat și l-am ținut tot în cercul acela, ascultați-mă, Riscul ca și a treia oară să facă la fel e mare. Împingeți-l un cerc mai la margine, adică răriți-o un pic. Nu vă mai vindeți lui, nu-i mai spune secretele, nu-l mai lăsați să vă vină în casă ca să aibă ce trâmbița pe la colțuri. am văzut-o și pe nevasta lui Luigi că... am văzut și pe că s-a trezit pe la 11 în pijamale. Dacă vedeți că oamenii care sunt aproape de dumneavoastră sunt oameni care vă vând, oameni care n-au caracter, împingeți 2, 3, 4, 5 cercuri mai înspre margine. Adică răriți-o un pic cu ei. Asta nu înseamnă că nu v-ați împăcat. Ba da, v-ați împăcat. Asta nu înseamnă că nu i-ați iertat. Ba da, i-am iertat. Dar asta înseamnă că prietenia noastră e periculoasă pentru mine. De aceea eu trebuie să mă protejez. Mai răruți că e mai drăguți. Însă această îndepărtare nu poate să fie la nivelul trec pe lângă om și nu-l salut. Ascultați-mă, un om al lui Dumnezeu nu-și va permite niciodată în afară de diavolul să nu salute pe un muritor cu care se întâlnește. Spune-i pace. Dacă nu vrei să mergi cu el la o cafea, că apoi te bârfește spunând că ai băut cafeaua nu știu cum, atunci nu merge, dar de salutat trebuie să-l saluți. Este fratele tău și ai obligația să-l saluți. Însă sunt oameni cu care poți avea o relație mai strânsă, care te inspiră, care te ridică, care te încurajează și sunt oameni care pur și simplu când te desparzi de ei, a jumătate din biserică, a aruncat-o gunoiul lui în viața dumitale și pur și simplu două săptămâni nu mai prosti și nu mai poți să vezi pe nimeni în adunare că pe toți i-a pictat ca pe niște demoni. Ascultă-mă! Spune-i pace și spune-i am surii, mă grăbesc, am programul încărcat astăzi. Nu are rost să stai lângă niște oameni care pur și simplu te transformă într-un într coș de gunoi pentru ei. Nu lăsa pe nimeni să strice inima. Nu lăsa pe nimeni să spună că frații dumitale, copiii Domnului, sunt niște oameni răi. Nu -i, lă, nu i lăsa pe nimeni să facă asta. Dacă se apucă cineva să zbârfească pe cineva, spune următorul lucru. Dacă ai curaj, spune-i, crede-mă că nu mă așteptam la tine să spui lucrurile astea. Dacă nu ai curaj, spune-i, mă iartă, mă sunt foarte grăbit, trebuie să plec. Dar, oricum, nu sta cu un om care îți murdărește inima. Pentru că cu inima aceasta murdară vei merge acasă. Cu inima aceasta murdară va trebui să te rogi. Cu inima aceasta murdară va trebui să vii să cânți. Nu-ți permite să fii un astfel de om. Ai problemele dumitale. Nu lăsa pe nimeni să te murdărească. Nu lăsa pe nimeni să picteze pe frații din adunare ca fiind niște oameni răi. Să mai aduce aminte că prima oară când ai venit în biserică, toți erau îngeri. Te întreb cum s-au schimbat până acum. Cine s-au schimbat, frații sau dumneata? Aș vrea să mă apropii de încheiere, spunând în al șaptelea lucru, cum trebuie înțeleasă iertarea din perspectiva lui Dumnezeu. Iertarea sau cererea iertării este ușa deschisă spre părtășia cu Dumnezeu. Este imposibil să ai părtășie cu Dumnezeu dacă ești în conflict cu fratele tău. Asta spune Evanghelia. Sunt oameni care pur și simplu au o grămadă de dușmani, dar dușmănii declarate, Toată adunarea știe că nu se văd și nu se salută. Și vin în biserică și plâng la rugăciune. Eu nu cred în lacrimile acelea orice mi-ați spune. Scriptura spune următorul lucru. Cum îl iubești tu pe Dumnezeu pe care nu l-ai văzut în viața ta, iar pe omul ăsta cu care mănânci pâine în adunare de 20 de ani pe cu el nu poți să-l vezi? Fraților, dacă am ajuns cu pocăința noastră acolo, credeți-mă că trebuie să ne pocăim. Asta nu-i pocăință. Nu poți să ai relație cu Dumnezeu spirituală dacă nu ai o relație normală cu fratele. Nu-ți cer să fii prieten cu el. Nu poți fi prieten cu toată adunarea. Dar frate, cu toată adunarea trebuie să fii. Dacă ai o problemă cu cineva, trebuie să-ți rezolvi problema. Nu-ți poți permite să rămâi cu problema nerezolvată și spui că te duci și te rogi lui Dumnezeu. Păi n-ai citit în Scriptură unde spune dacă ți-aduci darul la altar și ți-aduci aminte că fratele are ceva cu tine, du-te și te împacă cu fratele, că el nu vrea să se împace. Nu poți controla pe fratele, dar te poți controla pe dumneata. Du-te și cereți iertare, du-te și încearcă să te împaci. Fă tot ce poți. Biblia spune trăiți în pace cu oamenii cât atârnă de voi, nu cât nu atârnă. Eu nu vă pot controla pe dumneavoastră, dar pe mine mă pot controla. Eu trebuie să vin să spun, fraților, vă rog frumos să mă iertați, îmi pare rău, am făcut o greșeală, n-am fost foarte atent, îmi cer iertare. Acum acordați-mi iertarea. Dar dacă nu vreți să mă iertați, vă întreb ce aș putea să fac mai mult? Să vă cumpăr iertarea? Mi-am făcut datoria, mi-am cerut iertare, m-am smerit. Înțelegerea iertării este următoarea. Nu te duce la Dumnezeu înainte să te duci la oameni ca să-ți ceri iertare. La cina Domnului unii oameni procedează în felul ăsta. Știu că au ceva cu cineva din adunare și se duc și se împărtășesc. Cum? Se duc înaintea Domnului și spune așa Doamne, iartă-mă că i-am greșit lucutare. Poți un pic să mă suferi. Du-te la cutare și spune asta, nu lui Dumnezeu. Mai întâi te duci la cutare. Și îi spui, frate, iartă-mă, frate cu tare, iartă-mă că te-am supărat. Și după ce ți-ai rezolvat problema cu fratele, spune scriptura, te duci la altar și îți rezolvi problema cu Dumnezeu. E ușor în fața Domnului să spui, Doamne, iartă-mă că i-am zis la sora și la fratele nu știu ce. Lui Dumnezeu trebuie să încerce iertare într-o problemă care o privește pe sora. Sora se și miră de mine că întind mâna spre păhărel, se uită la mine și se miră. Zice, Doamne, cum se împărtășește omul ăsta înainte să vină să spună, iartă-mă, să ne rezolvăm problema? Ascultați-mă, nu ieftiniți pocăința, că Dumnezeu este aspru. Nu vă jucați cu pocăința, că pocăința este un lucru du duhovnicesc. Rezolvați-vă relațiile cu oamenii oricât de tare vă lovește în orgoliu și în personalitate. Mergeți la fratele și oricât de, oricât de umilitor este, spune, frate, iartă-mă. După aceea, du-te la Dumnezeu și spune, tată, iartă-mă. David spune împotriva ta, numai împotriva ta. Sunt păcate când păcătuim numai împotriva lui Dumnezeu, dar sunt păcate relaționale când păcătuim în fața fraților. Iertarea trebuie să fie personală. Biblia spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și musteră-l între tine și el singur. O să-mi permit să vă spun ceva. Probabil că o să-mi iau un minut. Sunt oameni care se ridică în adunarea generală, adică în public, și spun așa, mai ții minte? Și de față cu toții spun un lucru pe care nu ți l-a spus niciodată singur. Ascultați-mă, nu-ți poți permite să faci asta, asta este măcelărie. Biblia spune singur, du-te la fratele și dă-i ocazia să se corecteze. Spune frate, vrei să vii un pic? Nu un pic, te rog. Trage-l un pic deoparte să n-audă nimeni, nimeni onorează reputația lui, dă-i ocazia să-i spui ce ai împotriva lui, dă-i ocazia să-și ceară iertare, iar dacă și-a cerut iertare, e gata. Scriptura spune următoarele cuvinte, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te între el și tine singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dă-i ocazia să se corecteze fără să știe alții. Ascultă-mă, nu-l face de rușine. Nu spune în public prima oară. Biblia spune, dacă nu-l nu poți câștiga, mai ia încă câți? Doi sau trei. Toată adunarea, nu toată adunarea, mai ia unul, doi, trei, ca să-i fie rușine de doi, trei. Și dacă nici de doi, trei nu e rușine, atunci te poți ridica în adunarea generală, să-l faci de râs față de toți. Cum se numește omul care se ridică direct în adunarea generală? Ascultați-mă puțin. Ori nu știe, nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, nu pricepe. Ori este rău intenționat și vrea să le expună, să-l facă de rușine în adunare. Oricum, omul la trebuie mustrat serios. Fraților, noi trebuie să ne protejăm relațiile. Uitați-vă la un om care o viață întreagă se luptă să aibă o reputație în fața cunoscuților lui. Și vii dumneata după 30, 40, 50 de ani de viață S-a luptat și el ca dumneata. Are și el o reputație, are și el o familie, are și el nevoie de respectul comunității. Și dumneata am văzut tuturor pentru prima oară, în loc să-i spui lui, spui la toți frații, fraților, ăsta e un mincinos că m-a mințit. S-ar putea o singură dată în viață să fi mințit omul ăla. Dar ascultătorii n-au de unde să știe că o dată în viață. Ei cred că el bea minciuna ca pe apă. Și dintr-o dată omul acela va deveni de râsul bisericii. Ce va face? Nu va mai veni la biserică. Asta se mută la numărul 2. Din cauza dumitale. Așa a făcut Dumnezeu când te-a iertat, l-a chemat pe diavolul să spună, uite-te și la banditul ăsta? Ascultați-mă, dacă la vârsta asta nu gândim biblic, vreți să-mi spuneți când vom gândi? Trebuie să iubim pe frați, indiferent de ce simțim față de ei. Trebuie să le dăm onoarea și oportunitatea fraților să se corecteze între ei și noi și trebuie să nu-i facem de rușine în public. Asta este responsabilitatea noastră în fața lui Dumnezeu. Care sunt condițiile iertării? În 30 de ani de căsătorie, uneori m-am uitat spre tovarășul meu de viață, supărat de cine știe ce, real sau ireal, că oamenii se supără din ce li se pare câteodată, și m-am întrebat, ce face? Nu spune sori, ce tot face? Ce așteaptă? Nu spune sori și am tot stat, am tot stat, am tot stat, mi-ar fi plăcut să spună, știi ce iartă? Am fost un pic neatentă, mă gândesc de câte ori o fi așteptat, ea săraca de la mine și eu nu știu, că eu știu numai ce știu eu. Ce vreau să spun este următorul lucru, iertarea uh, are totuși condiții și care sunt condițiile? Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Așa spune Evanghelia lui Dumnezeu. Omul care a greșit trebuie să vină să spună iartă-mă, să știți că există și excepții, ăsta e principiu. există și excepții, cineva nu va veni niciodată, iartă-l că mai bine plătești să-l ierți decât să te chinui o viață întreagă, că el nu vine. Nu vine din motive pe care nu vreau să le spun. Apoi, vinovatul trebuie să îi pară rău, vinovatul trebuie să-și ceară iertare, nedreptățitul trebuie să aibă milă. Dacă a venit să-și ceară iertare, dă iertarea. Ai milă de el, chiar dacă e un om rău. Nu-i treaba dumitale să corectezi pe cineva și să-l faci din rău bun, că nu poți. fă doar datoria și iartă-l ca așa a făcut și Dumnezeu cu dumneata. Fii bun. Ceea ce face farme cu noi este bunătatea. Nu uita lucrul ăsta când am fost un păstor mai tânăr decât sunt acum, am, fost, am, am, exagerat cu dreptatea. Eram foarte drept și foarte exigent. Anii au trecut și un pic m-am schimbat. Nu mai sunt la fel de drept ca altă dată, în sensul că am adăugat multă dragoste, multă milă, multă compasiune și multă înțelegere în dreptatea aceasta. Cu dreptatea să știi că poți să ia capul cuiva. Hristos pe noi ne poate măcelări într-o clipă dacă își folosește dreptatea. Doar dreptatea. Dar Hristos alături de dreptate pune dragostea Lui. Prin dreptate urăște păcatul din noi, dar prin dragostea Lui pe noi, păcătoșii, ne iubește și ne iartă. Încearcă să fie echilibrat atunci când cineva te-a supărat. Dacă ești foarte supărat și cineva vine să-ți vorbească, nu accepta discuția cu el. Și îi spune, spune așa, îmi cer iertare că acum nu vreau să stau de vorbă cu tine din următoarele motive sunt foarte supărat, emoțional sunt foarte bulversat, dacă accept o discuție, voi fi foarte aspru și nu vreau să fiu aspru cu tine că ești fratele meu. Te rog, dă-mi ocazia până mâine să mă liniștesc, să mă rog, mâine mă întâlnesc cu tine, bem o cafea și să de vorbă. Același lucru fă cu soția. Nu vorbi când ești foarte, foarte, foarte agitat, că această agitație se va exprima în cuvinte. Vei spune cuvinte pe care mâine când te liniștești le vei regreta. Nu vei mai vedea realitatea la fel, ci pur și simplu va fi mai albă, Valurile se vor liniști, marea va deveni din nou liniștită și totul va fi ok. Nu vorbi când ești prea mânios, pentru că toată mânia din suflet tu pui în cuvinte și cuvintele va fi foarte aspre. Mâine va, îți va fi rușine de ce ai spus când ai fost mânios. Nu vorbi când ești mânios. spune celui cu care vorbești, te rog, permitem să nu răspund. Lasă-mă să mă liniștesc, că nu pot vorbi în condițiile astea. Eu sunt responsabil de ce spun. Iertarea trebuie să fie totală și veșnică. Eu știu situații în care au fost oameni din adunare care au știut împotriva unui membru din biserică ceva. Și în ultimii 10 ani n-au zis nimic. Dar după 10 ani omul ăsta este propus să intre în comitet. Și știți ce face? Și-a adus aminte ce a făcut ăsta acum 10 ani și se duce la păstor și spune asta nu poate fi ordinat. De ce? Păi uite ce mi-a făcut acum 10 ani. Și 10 ani unde ai fost? În vacanță? În 10 ani n-ai putut să-ți rezolvi problema. Sau ai așteptat cu un glonț ascuns cine apare în comitet, vrei neapărat ca locul ăla să rămână liber. Fraților, astea sunt niște mișelii care nu sunt compatibile pentru oamenii lui Dumnezeu. Dacă ai ceva împotriva fratelui tău, du-te la el, spune între tine și el și nu-l aștepta până intră în comitet ca să-l oprești pentru o greșeală de acum 10 ani. Astea nu sunt lucruri care reflectă integritatea. Beneficiile iertării. Uitați ce spune Dumnezeu. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. În grecește expresia sună cam așa. Iartă-mă de datoria mea, după cum eu am iertat de datoria ta. Dumnezeu spune, iartă-i pe oameni de datoriile lor, cum eu te-am iertat pe tine de datoria ta. Nu mai imaginați-vă cât de rău este un om care cere iertare de la Dumnezeu în timp ce el nu oferă te duci diseară acasă și înainte să te culci, la fel ca mine o să te rogi, că probabil astăzi o fi scăpat ceva, n-ai fost desăvârșit. Și îi vei spune, Doamne iartă-mă, te întreb, ce fel de om ești? Ce fel de conștiință ai? Dacă dumneata ceri iertare de la Dumnezeu în timp ce l-ai expedia pe cel care a venit să-ți ceară iertare, crezi că Dumnezeu nu știe asta? Dă iertare oamenilor, dă iertare soției, dă iertare rudelor. Cea mai mare, cea mai complicată relație e relația cu rudele. Familie extinsă. Un cumnat, mai ales să nu, iertați-mă să nu zic ceva de soacră, dar nu eu sunt vinovat că stau lucrurile așa cum sunt, că n-am inventat eu nici soacrele, nici relația e stricată cu ele, dar sunt oameni care au probleme cu soacrele, au probleme cu, cu, părinții fetei, cu părinții bă băiatului, au probleme cu unchii, cu nepoții, cu moșteniri, cu nu știu ce cuvinte. Oamenii ai lui Dumnezeu, nu mergem spre cer cu aceste indignări și cu aceste adversități. Este nevoie de iertare, trebuie să ne curățim de mâniile noastre. Nu ne putem permite să punem capul pe pernă în timp ce știm că avem o problemă pe care nu am făcut tot ce depinde de noi ca să fie rezolvată. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu, noi trebuie să avem o viață curată. Beneficiul iertării nu este doar iertarea lui Dumnezeu, este și bunăvoința lui Dumnezeu. Închei pentru că deja mi-am propus să nu trec 15 minute peste program, dar așa s-a întâmplat, sper să mă iertați. Aș vrea să vă spun o întâmplare pe care am citit-o într-un ziar. O musulmancă tânără era cu fratele ei și mergea de undeva de la o petrecere înspre casă. Și dintr-o dată, dintr-un tufiș au sărit câțiva indivizi peste ei, pe el l-a lovit și pur și simplu a rămas inconștient acolo, iar unul dintre ei a violat-o pe tânără. Nu uitați, un eveniment suprapus cu emoție. Fata aceasta a trecut printr-o perioadă foarte grea. Era o fată inteligentă, o fată frumoasă, a ajuns să fie doctoriță, să fie medic, a ajuns să-și profeseze meseria aceasta într-un spital și într-o zi a fost adus un bărbat lovit de o mașină. Era inconștient, era într-o stare gravă, a fusese zdrobit aici în zona toracelui și ea l-a recunoscut în omul ăsta inconștient pe bărbatul care a bat jocorito. Ea a trebuit să se îngrijească de acest pacient, să aibă grijă de el. Și simțămintele ei au fost următoarele. Astăzi, în sfârșit, este clipa să mă răzbun. Să mă eliberez de toată rușinea, de toată mizeria pe care omul acesta a pus-o pentru întotdeauna în viața mea. Și de o mie de ori a trecut prin cap să facă o grămadă de lucruri care puteau fi făcute, să ia oxigenul pentru o clipă, să ia medicamentele pentru o clipă sau orice altceva ce se poate face în tehnologia medicală. Însă, pe de altă parte, Duhul lui Dumnezeu prezent în mintea ei a spus: Tu nu poți să faci lucrul ăsta, tu trebuie să-l S-a luptat între aceste două tendințe, una de la Dumnezeu, una din firea ei. Omul, peste câteva zile, și-a revenit, a început să progreseze în convalescența lui, și la un moment dat s-a făcut suficient de bine ca să se apropie de momentul când să plece acasă sănătos. Ea a prins un moment când a fost doar cu el și i-a spus, în perioada aceasta mai văzut de multe ori, încearcă să-ți aduce aminte, mai mai văzut vreodată în viața ta în afară de spital, mă recunoști? Bărbatul s-a uitat la ea și a spus, nu, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Încearcă să-ți aduce aminte, a spus ea, nu, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Și atunci l-a întrebat, mai ții minte în data cu tare că ai bat o fată? Eu sunt fata aceea. De sute de ori în aceste câteva zile cât ai stat aici, mi-a trecut prin minte să mă răzbun. Însă pentru că îl cunosc pe Iisus, te-am iertat. Omul acesta a fost șocat. El era un musulman, nu înțelegea deloc principiul acesta, însă în ziarul acela care era un ziar creștin, am citit că omul acela s-a pucăit. A fost foarte impresionat de gestul acestei fete, care trebuie să acceptăm, trece dincolo de orice imaginație. Să iubești pe cineva care a pus în viața ta atâta mizerie pentru întotdeauna. Stimate surori, dragi frați, probabil că niciunul dintre noi nu avem așa de mult de iertat de la cineva care ne-a nedreptățit. Poate sunt în jurul nostru oameni neatenți, oameni neduhovnicești, oameni răi, oameni care ne jignesc pe noi sau membrii ai familiilor noastre, oameni care ne fură, ne nedreptățesc, oameni care ne provoacă durere. Noi nu-i putem controla pe ei să nu mai facă lucrurile astea în niciun fel, dar ne putem controla pe noi să procedăm cum a procedat Domnul care a murit pentru noi și ne-a învățat cum să trăim. În această noapte, fiecare dintre noi putem pune mâinile pe piept pentru întotdeauna, fără să ne mai trezim mâine. Nu vreau în ziua judecății lui Dumnezeu să mi se spună du de la mine că nu te-am cunoscut, pentru faptul că emoțional sunt supărat pe dumneata că nu mi-ai dat respect sau pentru că m-ai bârfit sau pentru că ai zis ceva de soția mea sau de familia mea. În seara aceasta depinde de mine să aleg să iert oricât de tare emoțional sunt lovit și afectat. Conștiința mea luminată de Duhul Sfânt alege să te ierte. Aș vrea să te rog și pe dumneata, gândește la lucrul ăsta. Nu știu cine ești, nu știu ce probleme ai, nu știu trecutul, dar foarte probabil că în trecutul dumitale sunt oameni care te-au devastat. Oameni care te-au nedreptățit foarte tare. Și sunt oameni pe care nu-i poți suferi. Oameni împotriva cărora ai ceva. Aș vrea să te gândești cât de mult sunt oamenii ăștia. Am fost implicat odată într-o conferință, când cineva din Anglia, eram în România, eram în seminar, a venit și ne-a ținut un seminar despre iertare. Și la sfârșit a spus, vreau să vă aduceți aminte de câți oameni sunt în viața dumneavoastră împotriva cărora aveți ceva. M-am gândit și n-a fost niciunul. Am crezut că n-am nimic cu nimeni. Și el a spus: O să ne așezăm pe genunchi, o să ne luăm 15 minute și o să rugăm pe Duhul Sfânt să ne aducă aminte. Și în cele 15 minute am identificat 18 oameni cu care în sufletul meu aveam ceva, dar era undeva în trecutul mai îndepărtat și am uitat de lucrurile astea. Și el a spus următoarele cuvinte: Te rog pe rând, pe fiecare, alege să-l ierți. Și spunei: Doamne, îl iert, te rog frumos să-l ierți și tu și să-l lași liber. M-am simțit așa de bine și așa de ușurat după rugăciunea aceea. Aș vrea să te invit în seara aceasta, s-ar putea să nu găsești pe nimeni. Aș vrea să te invit în seara aceasta să îți cormonești memoria și probabil că ai rude îndepărtate, oameni din familia extinsă sau restrânsă, probabil vecini, frați din adunare, împotriva cărora ai ceva și ești mânios pe ei. Aș vrea în seara aceasta să nu pleci așa de aici. Dumneata știi că Dumnezeu nu apreciază o astfel de inimă, nu te apreciază că ești rău și neiertător. Nu te apreciază că ești mânios și răutăcios. Știi asta la fel de bine ca mine. Nu te lăsa condus de mânie și de sentimente. Lasă-te condus de Duhul lui Dumnezeu și de o conștiință luminată de Cuvântul lui Dumnezeu. Își vrea să vă provoc să stăm înaintea Domnului în rugăciunea aceasta și să ne asigurăm că nu avem nimic împotriva nimănui. Iar dacă cineva ne-a iertat, îl iertăm și ne ducem acasă și punem capul liniștit pe pernă. Iar dacă Domnul va veni la noapte, Ceea ce eu am putut controla, am făcut atâta cât am știut. Restul, fiecare va da socoteală de faptele lui. Dar în ceea ce mă privește pe mine, eu mi-am făcut datoria în fața propriei mele conștiințe și în fața lui Dumnezeu. Poporul Domnului, haide să stăm înaintea Domnului rugăciunea aceasta, amen.